4 din 19 iunie, sunt prezenți toți consilierii locali în funcție, deci sunt îndeplinite condițiile statutare ca această ședință să se poată desfășura. Vă rog, domnul președinte, să mulțumesc. Să punem la vot procesul verbal a ședinței anterioare. Dacă sunt discuții, trebuie să punem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? Începem cu punctul 1. Ordinea de zi, punem la vot ordinea de zi. Deci s-a dorit suplimentarea ordinii de zi cu 3 puncte care s-au discutat în comisie. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu 3 puncte, cine este pentru? Să abține cineva împotrivă? Supunem la vot întreaga ordine de zi în varianta propusă cu cele 3 suplimentări. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Acum să trecem la punctul al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul european pentru anul financiar 2020, orașul Moldova, inițiator economist Baciu Viorel. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară pentru luna iunie. La punctul numărul 1 propunem două obiective de investiții. Nu modificăm bugetul total pentru investiții, doar redirecționăm niște sume, respectiv suma de 6.600 de lei pentru ca să achiziționăm softul necesar pentru ghișeul.ro, pentru ca cetățenii să-și poată plăti online datoriile către Primăria Sălin Moldova, care în a doua etapă va avea și posibilitatea ca cetățenii să poată consulta fiecare individual baza lui de date din primărie, însemnând ca să-și poată vizualiza câte impozitare, în ce constau și celelalte aspecte. Trebuie să modernizăm, să informatizăm și să modernizăm localitatea noastră și propun ca să fiți de acord cu acest punct. La punctul 2, tot pe lista obiectivelor de investiții, este prinsă o stație de măsurare a calității aerului, care poate să transmită și va transmite, în situația în care dumneavoastră sunteți de acord, în timp real, calitatea aerului din Sălin Moldova. Noi propunem să o instalăm în parcul central al localității și această cheltuială se face din taxa de promovare a localității. Ca să înțeleagă cetățenii noștri, nu sunt bani pe care am putea să-i cheltuim pe alte priorități, cum ar fi asfaltarea, canalizarea sau alte lucruri. Este un buget separat și eu propun suma, adică propun costul estimativ este 25.000 de RON, când se scoate la licitație, să stabilească exact cu ce sumă se va achiziționa acest echipament. Are în componență inclusiv unitatea de transmisie aerului și are în componență și posibilitatea de a fi vizualizat în timp real de către orice turist, orice cetățean care vrea să vadă calitatea aerului din Sălin Moldova. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Pentru primul punct am spus așa aici, proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat. Local. Local, pardon. Deci, bugetul local înseamnă și taxa specială. Dacă ne uităm, am înțeles. Bun, dacă ne uităm în referatul de aprobare pe care îl aveți acolo, o să vedem că la capitolul era venit de specificat. Ăla de acolo, ăla de acolo. Și deci Domnul Munteanu. Am înțeles, dar am făcut o obiecție la pagina 7, da? El spune foarte clar de unde se iau banii și unde se duc banii și spune amenajarea arhitecturală și funcțională a izvoarelor minerale. Respectiv, de la capitolul de taxa specială care se împarte... Izvoarele e altceva, să nu amestecăm. Nu, aici este...
Asta pentru din bugetul local, asta din bugetul care se achiziționează. Dar tot este bugetul local. Tot este bugetul local. Da, da, am zis că nu de la asfaltare, că ne-a Ioge, nu știu de unde. Da. Să înmuim. Și v-am spus, eu sunt de 38 de ani de aici în Slănic. Sunt oameni care s-au născut în Slănic. Pe internet circulă foarte și pe toate sursele despre aerul Slănicului. Nu cred că este timpul să aruncăm niște bani în această perioadă pe această instalație. Poate altă dată și poate să vină, așa cum a zis domnul doctor, și ca un bumerang, pentru că noi trebuie să ne înțelegem bine. Noi avem un segment de turiști care vine la Slănic Moldova. Se schimbă foarte greu spre Olănești, care are aceeași terapie de tratament și ei știu cum e aerul, știu cum e pădurea, știu foarte bine locul. Eu vă zic așa că poate, chiar dacă Comisia Tehnică, o parte din domnii au zis da, așa, fără să punem în gândar banii care se duc și nu mai vedem. Deci banii ăștia sunt bani care trebuiesc în alte domenii, poate. Chiar dacă sunt taxa de înfrumusețare. Să ne bazăm pe legenda că aerul de aici este extraordinar și să nu mai facem cercetări. Da, salut ideea și cred că ar fi un foarte bun punct să instalăm această stație. Pe lângă faptul că și celelalte orașe mari au fost obligate să le instaleze, cred că ne-ar confirma că aerul din Slănic Moldova este curat. Da, zic că nu avem nevoie de confirmări, trebuie să mergem pe ideea că este extraordinar ceea ce s-a spus din totdeauna. Da. Da. Nu am ce să vă răspund, sunt părere dumneavoastră personale. Unii văd o perspectivă, alții alta. În orice caz, domnul doctor, noi, dumneavoastră ați aprobat pe lista de investiții și acel aparat de măsurat, componența chimică a apelor minerale și compoziția ei. Noi trebuie mai devreme sau mai târziu vom fi obligați să facem să cumpărăm aceste echipamente. Pentru că poluarea, e adevărat, la Slănic Moldova e foarte puțină, dar poluarea va fi o măsurare a parametrilor de apă și aer, vor fi niște obligații, sunt deja, dar ele se vor vom primi foarte curând, printr-o lege, această obligație. Sau până atunci. Bun, așteptăm până atunci. Este, eu cred că v-am răspuns la întrebări, votul dumneavoastră va stabili dacă facem sau nu această investiție. O să se punem la vot separat. Avizul comisiilor? Da. Separat. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Să punem la vot achiziționarea softului pentru aplicația online de plata impozitelor. Cine este pentru? Și doi, supunem la vot achiziționarea stației de monitorizare a aerului. Cine este pentru? Am reușit să acordăm pentru persoanele care au împlinit în ultimii 4 ani. Anul acesta avem 10 familii care se încadrează la această sărbătoare și vă propun să rămânem
500 de lei este premiul pe care dumneavoastră îl primesc și o masă este puțin, dar este important să-i apreciem și să-i respectăm, pentru că 50 de ani de căsnicie e un model pentru cei care sunt tineri căsătoriți sau care vor să căsătorească și cred că avem nevoie de acest respect în comunitate. Dacă sunt discuții... Favorabil. Spunem la vot. Cine este pentru? Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate în chirie. Inițiator economic, Bașul Gheorghe. Da, aici, în asta s-a aprobat un grafic acum 3-2 luni de zile. Am avut nevoie de un aviz de la Ministerul Dezvoltării, respectiv la Agenția Națională pentru Locuințe. Acest aviz a venit recent, chiar zilele astea, și din această cauză, graficul vechi nu a putut fi dus la îndeplinire. Respectiv, vă supunem atenție un nou grafic, care începe de pe 30-a 6-a. Asta era punctul următor. Și care este la punctul 5 și criteriile care sunt la 3. La punctul 3. Da? 3 și 4. Respectiv, la punctul 3, la criterii, rămâne valabil că trebuie să aibă domiciliu sau să lucreze în orașul Slănic, Moldova. Și la punctul 4, graficul de pentru grafic, că dacă toți suntem, ca să nu mai iau cuvântul, și la punctul 4, avem pe 30-a 6-a începe, se publică anunțul, mai acordăm o perioadă de înscriere respectiv, dacă aveți, așa cum am spus și la celelalte ședințe, cunoștințe, familii tinere, tineri care nu au locuință, să vină să depună cerere și să încercăm să oferim foarte repede. Deja lucrarea de racord de energie electrică este 80% făcută. Centralele, știți foarte bine că sunt înlocuite. Acum vom face probele și sigur ne vom încadra și cu celelalte, în așa fel încât graficul se termină pe 14-8. Respectiv sperăm noi ca măcar data asta, 14-8, să fie o dată la care să putem mâna cheia viitorilor beneficiar de locuințe ANL. Dacă sunt discuții, cerem avizul comisiilor. Favorabil. Spunem la vot cine este pentru. Punctul 3. Da. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului calendar de lucru al Comisiei Sociale de Analiză a cererilor reprezentând repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii. Inițiator economic, Bașul Gheorghe. Doar o precizare. Dumneavoastră ați votat doi membri în Comisia de Atribuire. Este vorba de domnul Mocanu Liviu și Rotaru Mihai. Și nu mai este cazul să mai... Adică rămânem pe același vot pe care l-ați acordat, doar graficul se modifică. Da. Cerem avizul comisiilor. Favorabil. Punem la vot. Cine este pentru? Trecem la numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Orașului Slănic Moldova, numărul 153 din 28-a 12-a 2019, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1-1-2020. Da, nu modificăm lucruri importante. Este vorba de taxa pentru oficierea căsătoriei, pentru care am primit un punct de vedere de la forul tutelar că nu este în regulă să luăm bani pentru suplimentar pentru atunci când oficiem căsătoriile în alte spații decât în incinta
primăriei, respectiv modificăm doar capitolul oficierea căsătorilor în alt spațiu decât se elimină. Avizul comisiilor. Favorabil. 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 Cine este pentru? La numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării orașului Senin Moldova în Sistemul Național Electronic de Plată Online și a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar. Inițiator economist, Bartizor. Da, avem nevoie de această facilitate, de acest soft. Foarte curând sperăm să-l și punem în aplicare, în așa fel încât cetățenii să poată plăti de la distanță cu cardul sau prin bancă, mai ales că avem mulți proprietari de imobile în Sălnic Moldova care nu locuiesc în Sălnic Moldova și ar veni și în sprijinul dumnealor, dar și pentru faptul că foarte mulți astăzi utilizează plata online și cred că este bine să facem acest proiect. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către Ceangăura Mună din cabinetul avocat Covoran Andreea, împotriva hotărârii Consiliului Local al orașului Stăin Moldova, numărul 29 din 22-3-2020. Inițiatorul economicului. Am discutat în comisii, dacă sunt ceva întrebări. Cerem avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Ce punem la vot? Respingere. 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 Se abține cineva? Să mai abține? Și eu mă abțin. Deci pe domnul Munteanu, domnul Cătescu și doamna Tudorean. Da. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către Ceangăura Mâna prin cabinetul avocat Covoran Andreea împotriva dispoziției primarului orașului Stănii Moldova, numărul 110, din 24-4-2020. Dacă cerem avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Punem la vot. Cine este pentru? Da. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca fiind bunuri de interes public local. Dacă sunt discuții. Am discutat în comisie, este important să le declarăm pentru a avea autoritatea necesară să le modernizăm sau să... Da. Parteneria. Cerem avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? La numărul 10, proiect de hotărâre privind modificarea programului manifestărilor cultural-artistice ce se vor organiza în anul 2020, aprobat prin hotărârea de Consiliul Local al orașului Stănii Moldova, numărul 1, din 14.1.2020, inițiator economic procedere. Nu știu dacă o să reușim să organizăm aceste manifestări, dar făcem acordul dumneavoastră și în funcție de ce reglementări vom avea, o să le organizăm cu maximă atenție și respectând toate rigorile legii. Este vorba de graficul pe care dumneavoastră mi l-ați fost de acord cu el în ianuarie, pe care noi l-am refăcut, adaptat cumva la situația actuală și în funcție de evoluție. În principal este vorba despre parteneriatul cu Consiliul Județean, care există de peste 20 de ani, 27 de ani mai exact. Dacă sunt discuții,
cerem avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Îl punem la vot cine este pentru. Trecem la suplimente. Aici avem 3 puncte. Citesc primul punct de la suplimente. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrative teritoriale orașe din Moldova. Da, am discutat în comisie, dacă sunt... Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Stănii Moldova prin Consiliul Local și SECE Închirieri Dârâmul Târgu Ocna în vederea amenajării unui patinoar ecologic în Stănii Moldova. Da, pentru cei care ne urmăresc materialul, este vorba despre o facilitate de sport în aer liber, o facilitate care poate fi utilizată atât vara cât și iarna, pe tot parcursul anului. Și propunerea este să facem, să închiriem, să parteneriem cu această societate, să oferim terenul cu titlu gratuit și restul, toate cheltuielile sunt ale societății, ce terenul o să aibă suprafața de 300 de metri pătrați, dar mai sunt necesare niște suprafețe de teren pentru celelalte activități să se vor desfășura acolo și sunt importante. Și precizarea este că nu ocupăm decât un singur teren de tenis, celelalte două rămân disponibile pentru sport în continuare, respectiv tot sportul să fie și pe această suprafață. Este unic în Moldova, încă în Moldova nu funcționează un asemenea patinoar și sperăm noi să aducă un plus de turiști, să aducă un plus de atractivitate în localitatea noastră. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al orașului Stănii Moldova și Consiliul Județean Bacău pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bacău, pentru organizarea manifestărilor artistice, Festival Județean de Folclor și Târgul Meșteșugurilor Artistice Tradiționale pentru anul 2020. Dacă vreți să fie discuții. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Da. Este un moment important. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-o acordați, pentru votul dumneavoastră. Este un moment important pentru că s-au împlinit 4 ani de când a fost investiți în funcția de consilier local, respectiv de primar. Am invitat astăzi alături de noi parlamentari care ne-au susținut în această perioadă. Este vorba de domnul deputat Ionel Pană, care este și președintele PNL Județ Bacău, doamna deputat Tudorița Lungu și domnul senator Viorel Ilie. Vă mulțumim că ați venit, v-ați rupt din timpul dumneavoastră. Aș ruga un coleg să distribuie acest raport, pentru că este o premieră. Lăsați face un bărbat ca să... Da, este raportul pe 4 ani de zile, un raport care este editat și tipărit pe cheltuiala proprie. Mi-am dorit foarte mult ca să ducem transparența mai departe. După cum știți, în 4 ani de zile, toate ședințele de consiliu au fost filmate, toate deciziile au fost publicate și făcute în așa fel, publicate și tipărite în așa fel încât cetățenii să aibă contact cu realitatea deciziilor pe care noi o luăm aici. Nu am avut ce să ascundem. Vreau să vă spun cu mândrie acum că dacă acum 4 ani mulți dintre noi nu aveau încredere că putem să redresăm situația primăriei, să o aducem pe un drum bun și pe un făgaș de
predictibilitate și de sustenabilitate în principal, astăzi putem spune că acești 4 ani nu au trecut degeaba, că am reușit chiar și în perioade de criză, în perioade grele, cu multe probleme, să rezolvăm, să clarificăm lucrurile, să le reparăm, și aici veți găsi toate detaliile, atât despre datorii, cât și despre toate compartimentele pe care noi le-am administrat. Aș vrea doar să permite să citesc un mesaj pe care l-am dat și revistei Zvorul numărul 1, pe care îl consider un mesaj de suflet al meu către toată comunitatea. Au trecut foarte repede 4 ani de când sunt la conducerea acestui oraș. Trăim într-o localitate frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, cu locuri minunate, cu o istorie măreață și bogată în resurse naturale. Încetul cu încetul se refac relațiile sănătoase dintre cetățenii localității noastre. Ușor, ușor, avem mai multă încredere unii în alții. Constat că oamenii se implică din ce în ce mai mult în proiectele comunității și sunt din ce în ce mai uniți. Unul dintre obiectivele mele în toți acești ani a fost să creez conexiuni între oameni, să-i ajut să revină la încrederea în aproapele lor, încrederea în comunitate și în cei pe care i-au ales. Iar apoi, aceștia, să contribuie activ la luarea unor decizii pentru comunitate și să se implice în rezolvarea problemelor comunității. Mă bucur că astăzi acest lucru se întâmplă din ce în ce mai des. De asemenea, îmi face plăcere să observ că cei care performează, cei harnici, încep să aibă o voce, să fie auziți. Reușim astfel să dezvoltăm această localitate și să încercăm ca oamenii leneși, cei care nu se implică nici măcar pentru binele comun, să ia exemplu de la acești oameni activi. Deoarece scăderea nivelului turismului a dus la scăderea economiei, mulți tineri și oameni cu potențial au părăsit zona pentru a găsi un trai mai bun. Luptăm și vom lupta în continuare pentru îndesarea acestei situații, pentru a readuce bunăstarea comunității, cu scopul de a încuraja pe cetățenii acestei localități să revină pe plajele natale și să-și continue viața aici împreună cu cei care au rămas, ducând mai departe istoria locului și a strămoșilor lor. Îi îndemn pe toți cetățenii să aibă curajul să spună punctul de vedere, să aibă răbdarea de a-i asculta pe ceilalți, să aibă toleranța și înțelegerea de a pune în aplicare ideile ce folosesc întregii comunități. Îi rog și încurajez și pe cei tineri să-și exprime opiniile, dar să aibă și viziunea imaginii de ansamblu, să susține ideile și proiectele agreate și promovate în comunitate. Pentru a-și putea argumenta și promova părerile, ideile și proiectele, pentru a participa activ la dezvoltarea acestei comunități, tinerii în special trebuie să fie conectați la viața localității, cu toate problemele pe care le are aceasta, să se informeze corect, să cunoască contextul social, economic, juridic și cultural al localității. Nu vreau să răsfoiesc acest raport, vreau să vă spun că sunt mândru că am reușit acest lucru, pentru că mi-am dorit să pot prezenta în fața dumneavoastră, în fața cetățenilor, situația și este comparativ. Ce am găsit, ce am făcut și ce rămâne după 4 ani de muncă. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, domnilor consilieri, că fără dumneavoastră nu reușeam să facem aceste proiecte. Ați fost de acord cu majoritatea deciziilor pe care eu le-am propus să le luați și rezultatul se vede cu ochiul liber astăzi. Dacă acum 2 ani de zile eram atât de neîncrezători, ce o să facem noi? O să plătim datoriile și nu o să reușim să facem ceva? Astăzi lucrurile s-au schimbat. Și nu s-au schimbat întâmplător, s-au schimbat și pentru că am avut suportul dumneavoastră, în primul rând, suportul colegilor din primărie. Le mulțumesc tare mult, pentru că de multe ori au lucrat sub tensiune, sub stres, și asta este situația. Avem nevoi care impun să lucrăm, să depunem un proiect repede sau să muncim repede pentru a dezvolta localitatea. Și sunt bucuros pentru că astăzi avem aici 3 dintre parlamentarii care m-au susținut și eu vreau să vă rog
să îi apreciem cumva, așa, nu știu, aș vrea să-i cuprind emoțiile, dar știu de câte ori am bătut la ușile dumnealor și știu cât de dedicați au fost și indiferent din ce poziție s-au străduit și au reușit în cea mai mare parte să ne ajute și este pentru mine o onoare și o formă de respect să le mulțumesc și le doresc să aibă putere mai departe, să ne ajute mai departe și să ducem în continuare această localitate, să o aducem acolo unde toți ne dorim să fie o perla Moldovei, o carte de vizită pentru oricine își dorește să promoveze România. Vă mulțumesc tare mult și eu cam atât am avut de spus. Domnule senator Ilie, trebuie să-i mulțumesc cu scuzele de rigoare sau cu respectul cuvenit pentru ceilalți doi parlamentari. Dânsul s-a implicat foarte mult atunci când noi eram în gaură și s-a stupat datorile și îi mulțumim că, dacă se poate. Așa zic eu că trebuie să ținem cont că ne-a ajutat, chiar dacă era alte timpuri. Da, ne-a ajutat în cei 4 ani, dar n-am vrut să rupez așa, cam câte zeci de drumuri am făcut și când era ministru și am vrut doar să prezint o imagine de ansamblu. Exact. E clar că fără sprijinul dumnealor nu am fi reușit și pentru că v-ați ridicat mingea la firul domnului Munteanu în primul an, în 2017, când nu primeam niciun loc de la Consiliul Județean, atunci domnul Ilie tocmai ajunsese senator și a susținut ideea ca Moineștiu și Dărmăneștiu să ne repartizeze din bugetul dumnealor niște bani. Să nu se supere ceilalți doi. Sprijinul a existat și... Să ne sprijineți cât mai mult ca să vă publicăm. Eu mă bucur că, în primul rând, că se întâmplă lucrurile în felul acesta, că vin oamenii să ne susțină și astăzi, vă dați seama, au plecat de vreme din București, țineam legătura când și uitați, s-au străduit și au ajuns și le mulțumesc tare mult. Ați văzut și cum se desfășoară o ședință la noi aici, poate diferit față de alte localități, dar suntem... Suspect de calmă, domnul primar. Da? Suspect de calmă. Nu, au mai fost discuții în comisie. Da. Vă mulțumesc frumos. Dacă cineva, domnul președinte, dacă mai are cineva ceva de comentat. Vreau să stau. Domnul ministru. Da, vă ascultăm. Mulțumesc frumos. Nu știu, cred că am luat cuvântul și acum 4 ani, când într-o sală pe aici apropiată, undeva, am avut ședința de investire. Atunci eram prezent ca primar al municipiului Moinești și am venit să susțin un prieten în care am crezut că poate să câștige primăria Slănic Moldova și poate după aceea să facă lucruri bune aici în Slănic Moldova. Astăzi, după 4 ani, câțiva, domnul consilier, domnul primar, ați punctat câteva lucruri. Atât cât am putut prin prisma statutului pe care l-am avut ca primar și ulterior ca senator, am încercat să ajut nu numai Moineștiu, ci și pe ceilalți primari, pentru că le înțelegeam foarte bine durerea, suferința și ulterior poate bucuria reușitei într-un proiect. Da, mi-amintesc că, și e bine să rememorăm, domnul primar, faptul că atunci când v-am prezentat la București la nivelul cel mai înalt, am susținut că nu este un primar oarecare, ci este primarul orașului Stațiune Slănic Moldova, care este perla Moldovei. Și nu cred că cineva nu crede că această stațiune, această perla Moldovei, poate să fie ce a fost odată și poate mai mult. S-au întâmplat lucruri bune, dar eu mă bucur că există înțelegere și că aici, în Consiliul Local, se dezbat lucrurile, așa cum am văzut și astăzi și în comisii, că există voturi, există opinii și că există dorință de a se face mai mult și mai bine. Eu cred că lucrurile se văd. Nu a fost un mandat ușor și am ținut să iau cuvântul pentru că mi-amintesc
primul meu mandat de primar al municipiului Moinești, care vă spun că a fost, cred că, aproape tras la indigo cu cel al domnului primar Baciu aici. Am venit un om tânăr la vremea aia, cred că aveam 43 de ani, după o administrație continuă, da, pe o singură linie și culoare politică. Nu vreau să dau nume și nici culoare politică. Și am venit cu un alt suflu, vedeam altfel administrația. Și vă spun că mi-a fost foarte greu la început, pentru că, așa cum se spune și este o teorie întreagă, sistemul în care tu intri din exterior încearcă să te schimbe el pe tine. Mai greu îl schimbi tu pe el, tu unul și câțiva cu care am pornit în acest demers. Deci, știu ce înseamnă, știu ce a însemnat acest mandat de primar și eu cred că așa cum și la mine al doilea mandat s-a văzut și în al doilea mandat s-au văzut proiectele finalizate, cele pornite în primul mandat, eu cred că și aici se va întâmpla la fel. Eu vreau să felicit pe domnul primar, în primul rând, nu neapărat pentru ceea ce a făcut și vreau să fiu foarte sincer, pentru că asta este în fișa postului unui primar să facă. Și vreau să-l felicit pentru abordările pe care le-a avut, uneori curajoase, uneori peste limita, să spun așa, în care un om politic ar putea să discute niște teme. Să-l felicit că a trecut peste niște puncte așa de inflexiune, sau ca să le spun așa, niște puncte cheie, sentimentale, emoționale în activitate, pentru că nu e ușor să te lovești zi de zi de anumite lucruri și să vezi că nu se mișcă, și că a avut încredere și a mers mai departe, iată-ne astăzi, la finalul primului mandat de primar al orașului Stațiune Slănii Moldova. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul astăzi. Vă felicit pe toți, pentru că un primar nu poate să facă singur nimic, da? Ci prin echipa pe care o are, prin echipa din primărie, prin angajații din primărie și, bineînțeles, cu votul Consiliului Local. Dacă toate aceste astre se întâlnesc și sunt în armonie, lucrurile merg bine. Eu vă doresc să fie așa și să aveți rezultate și cetățenii de aici și turiștii să vadă că Slănii Moldova este pe drumul cel bun. Mult succes! Da, bună ziua, dacă îmi permiteți, vreau să vă salut pe toți și să vă mulțumesc că ne-ați invitat astăzi aici. Nu o să vorbesc atât de mult, pentru că și eu cred că în fișa posturilor de parlamentar stă să-și ajute comunitățile din care au plecat și care i-au sprijinit. Vreau să vă felicit, domnule primar, și întreg Consiliul Local, indiferent de culoarea politică, că ați făcut aici până la urmă echipă, și să-mi exprim bucuria că ceea ce am simțit acum 4 ani, când v-am rugat să candidați pentru Partidul Național Liberal, s-a dovedit a fi adevărat, adică că sunteți un om determinat, tenace, inteligent și că veți reuși să rezolvați o problemă grea. O problemă grea care rămăsese aici, la primăria Slănic, și știam că va trebui să aducem o persoană ca dumneavoastră ca să rezolve lucrurile. Mă bucur foarte tare că într-un final sunteți echipă și vă doresc să aveți succes în următorul mandat dumneavoastră și consilierilor din Consiliul Local de astăzi. Pot? Să vedem dacă pot. Sigur. Bună ziua, domnule primar, domnilor consilieri. Sunteți corp administrativ din primărie, personal tehnic. Eu am să am o abordare un pic diferită față de colegii mei, pentru că dânsii au spus ceea ce au simțit de suflet și au spus lucrurile adevărate. Plăcute, eu sunt mai nostalgic așa de felul meu. Nu mă uit în buletin, soția spune tot timpul că nu mă uit în buletin. La 48 de ani nu mai trebuie să fii nostalgic, dar urcând pe acest drum spre Venus, mi-am adus aminte că student fiind și făcând practică la Slănic Moldova, și salut aici pe domnul Munteanu, că atunci l-am cunoscut, era destul directorul acestui complex. Din păcate nu s-a schimbat foarte mult față de atunci.
dar astea sunt alte abordări. Nostalgia unui copil, unui tânăr care vede o stațiune cu niște ochi și când ajunge situația în care poate să are putere de decizie, se presupune că s-a maturizat, asta trebuie să o constate alții, și poate să facă o comparație. Slădic, cu fericire, cel puțin în ultima perioadă, s-a schimbat și schimbarea de multe ori în viață nu trebuie să fie numai în șansuri, garduri, drumuri, trebuie să fie mental, în mentalitate. Vă spun că spun aceste lucruri pentru că noi, băcăoanii, dacă, și cred că ne-am trezit cel puțin în ultima perioadă și vă spun cu tot respectul cuvenit, vă cunosc pe foarte mult de dumneavoastră, nu vreau să am niciun fel de abordare partinică, poate greșesc și dacă greșesc să-mi fie iertat, ar trebui ca și noi și dumneavoastră să fim conștienți ce giuvaieră, ce bogăție, ce perlă, ce nestemată avem în județul Bacău și Moldova, aici. Numai drumuri domn primar fac toți, șanțuri fac toți, cumva arătată de lume. Slănicul să poată să redevină ceea ce mi-ați arătat dumneavoastră acum, când vă era greu, când vă chinuiați să luați zboarele, când făceați toate aceste demersuri, mi-ați pus la dispoziție, îmi cer scuze că asta e masca, deturnează vocea. Mi-ați pus la dispoziție niște imagini cu arătat Slănicul altădată. Era, cred că, între primele 4, dacă nu 5 stațiuni din România, ca și zonă turistică unde veneau somitățile europene, unde într-adevăr se întâmplau lucruri. Să știți că nu e nimic imposibil. Ca să poată să redevină ceea ce a fost, el fizic de pe hartă nu le-a nimeni. Dar el trebuie adus și acolo unde alții nu-l descoperă. V-am ascultat cu drag în felul în care ați vorbit până și îmi place, că această armonie sper să dureze indiferent. Vin alegerile, vin și trec, dar Slăricul rămâne și cei care se implică vor rămâne. Cu toții, nu numai cei trei, tot spectrul politic, când se vor limpezi apele din județul Bacău, sper să tragem la aceeași căruță. N-avem multe obiective în județul Bacău. Iar această vale binecuvântată, și aici îmi permit, domnule senator, să spun că vă felicit și vă apreciez pentru că ați făcut un lucru foarte inteligent, apropiind cele trei orașe care au un specific complementar cu Slăricul și mă refer aici la Măinești, mă refer la Dărâmănești, sper să intre și Comănești îmi ajutăm și la Târgurna. Sper să intre și Comănești în această echipă frumoasă de aici și, într-adevăr, împreună cu Consiliul Județean, cu Parlamentul, Guvernul, să punem cu adevărat în valoare această zonă care ne poate aduce nouă băcăoanilor, pentru că vorbeați despre eliminarea poluării, ne poate aduce nouă băcăoanilor un alt nivel de trai prin turism în care se întoarcă foarte mult, pentru că serviciile pot să fie foarte bune. Am sărit deja, am ieșit din timp. O apreciere personală față de domnul Baciu, eu nu-l felicit sub nicio formă pentru ceea ce a făcut, pentru că mai are multe de făcut. Vreau să relatez două etapele vieții noastre. Ne-am cunoscut că nu făcea politică nici eu, nici de sub. Un om buralib, un om care, dacă stăteam chiar seara la masă, spuneam, mă, de asta face măcar 10% din ceea ce spune, înseamnă că e ceva extrem. Dar, în schimb, un optimist, câteodată, ieșit de pe ecartul normal. Și l-am întâlnit primar, decepționat, cu multe probleme, cu lucruri pe care eu, din păcate, în momentul în care venea la mine ca președinte, nefiind la guvernare, ne-am împârghii, nu puteam să îl ajut foarte mult. Și îmi dă seama că nu pot să-ți încurajez decât un copil. Copilul vine la tine și spune, doamne, bă, învață carte, hai să fie bine, aleargă, fii sportiv, vreau să fie bățit, îți țipește cartea. S-a spart ghinion, domnul primar. Deci, de la momentul în care noastră spunea mandatul și erau lucruri care foarte multe lucruri păreau imposibile, de faptul că, probabil, dar asta colegii noastre și slănicenii trebuie să o spună, v-ați adaptat și noastră unei vieți administrative românești, nu foarte mult, până domnul senator, să nu vă atragă mașina mai mult, dar iată că încep să răsară soarele pe strada noastră. Și spun că sunteți norocos, pentru că în prima zi de mandat a ministrului transporturilor Lucian Bodet, care sunt foarte buni prieteni și eu și doamna deputat și domnul senator Ilie și viața a făcut să fim împreună toți trei, la propriu și în același partid politic, am la unison am făcut ceva. I-am cerut ministrului Bode, ca omul care vine în județul Bacău, să nu ne păcălească pentru că oamenii nu mai suportă povești. Și primul obiectiv pe care l-a făcut
domnul ministru al transportului în județul Bacău a fost acest drum pe care îl meritați cu toții și care ar fi trebuit probabil să fi făcut de mult timp, dar e bine că există și încă alte obiective. Mai avem, domnule primar și distinși consilieri prieteni, nu numai noi cei care astăzi reprezentăm un partid politic. Mi-aș dori foarte mult ca modul de gândire pentru județul Bacău, că atunci când există putere de decizie și ai forța să influențezi niște lucruri, să le gândim prima dată pentru comunitățile noastre, pentru faptul că eu am o vorbă, locul în care te-ai născut, județul în care trăiești și țara în care te-ai născut sunt peste ceea ce trebuie să fie, peste ceea ce reprezintă politica. Mă opresc că sunt multe de spus, vin dintr-o zonă unde, tristă, de altfel, de la Gura Băiei, unde e un drum județean făcut praf. Nu credeam că astăzi voi mai putea zâmbi și voi fi optimist, dar după ce am auzit cum s-a desfășurat ședința dumneavoastră și venind la un prieten și la prieten, spun acest lucru. Haideți să punem Stăricul din nou pe hartă cum trebuie, ca în momentul în care domnul senator, doamna deputat, stăm la masă cu colegi, când circulăm și noi în țară, când spui de la județul Bacău, să spui prima despre Stării Moldova, pentru că îmi meritați cu prezosință. Mulțumesc frumos și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, dar vă spun că n-ați spus. Și cum ați făcut? Da, mulțumim mult de tot. Eu atât am avut de spus, o să găsiți în material, o să fie distribuit și la cetățeni, ca să vadă și dumneavoastră despre ce ce-am făcut noi, mai concret, cu cifre. Și vă mulțumesc încă o dată tuturor, consilierilor local, colegilor din primărie și dumneavoastră parlamentari și executivi, toți care m-au ajutat în această perioadă. Nu aș vrea să nominalizez, dar vă spun sincer că am avut sprijin de la foarte multe persoane, de la care poate la un moment dat spui că n-ar trebui să te ajute. Dar am fost ajutat și, într-adevăr, aș putea spune că acum sunt un norocos. Acum 2 ani aș fi spus că sunt un bine. Da.